Biserica este mai mult decât locul în care mergem duminica pentru a participa la o slujbă religioasă. Ea are rolul de a câștiga noi teritorii pentru împărăția lui Dumnezeu și de a aduce înapoi pe pământ slava pe care omul a pierdut-o în grădina Edenului. Eu cred că este foarte important ca poporul lui Dumnezeu să câștige noi teritorii și mai sunt încă multe teritorii în România care trebuie câștigate pentru împărăția lui Dumnezeu. Indiferent de confesiune, credincioșii din România sunt încurajați la unitate pentru a-L face cunoscut pe Dumnezeu. Vreau să încurajez toate bisericile, toți credincioșii să fie într-un singur suflet, să vină împreună ca o familie și să umble ca frați și surori pentru a vedea recolta pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru această țară. Iisus dorește acest lucru la nivel de țară, potrivit Psalmului 2, care spune că neamurile sunt moștenirea Lui. Știu acest lucru fiindcă văd mireasa lui Hristos în România, pe care Iisus a cerut-o pentru România, dar și pentru Ungaria și pentru atâtea națiuni. Alen Caron a fost recent în România, unde a susținut o serie de conferințe cu tema Expansiunea apostolică, războiul împărăției pentru câștigarea teritoriilor. Unul dintre evenimente a avut loc la Biserica Agape din Timișoara, în organizarea Centrului Creștin Timișoara. The established churches on territories, everywhere they go. Și Pavel merge și plantează biserici peste tot pe unde ajunge. Many churches everywhere. Multe biserici peste tot. In some places, în unele locuri, he stays longer. El stă mai mult. And he establishes what I call an apostolic center. Și instaurează ceea ce eu am numit niște centre apostolice. Expansiunea apostolică înseamnă a câștiga noi teritorii. În primul rând. În al doilea rând, ca să câștigi teritorii, trebuie ca să ai o luptă spirituală. Ne găsim într-o nouă etapă a mișcării lui Dumnezeu, atât în țară cât și mondial. Și cred că această mișcare biblică și care este o expansiune apostolică e de dorit și de către Dumnezeu pentru biserica lui de aici din România. Timp de 3 zile, cei prezenți la eveniment au aflat diferențele dintre o biserică tradițională și un centru apostolic despre extinderea împărăției cerurilor și secerișul vremurilor din urmă. Aș spune că e un subiect de mare importanță și care trebuia dezbătut mai demult, în special expansiunea apostolică, dar formarea centrelor apostolice. Expansiune înseamnă ceva mai mult și apostolic înseamnă a fi trimis. Înseamnă că Dumnezeu vrea să ne trimită mai departe. Îmi place foarte mult felul în care a definit biserica ca, în primul rând, o adunare care are în centru prezența lui Dumnezeu. Expansiunea apostolică este ceva nou, dar cred că benefic în viitor apropiat. Acest adevăr care auzim aici despre împărăția lui Dumnezeu și gloria lui Dumnezeu care trebuie să fie adusă înapoi în biserică, în casa Domnului va ajuta. Am venit împreună cu un grup. Ne simțim foarte bine la această conferință. Mesajele sunt minunate. Au un conținut practic pentru fiecare credincios care vrea să propășească în viața de slujire, în viața de credincios. Pentru a putea ajunge la sufletele oamenilor prin cuvântul lui Dumnezeu și a avea impact în viețile lor, creștinii au nevoie să-și schimbe mentalitatea și să iasă dintre zidurile bisericii locale. Nu pot să spun că suntem o biserică tradițională, dar nu pot să spun nici că suntem o biserică apostolică. Dar suntem într-un fel de tranziție. Noi avem programe de ucenicie, avem cursuri în care încercăm să descoperim darurile celor din biserică și să încurajăm să slujească. Vrem să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească mai departe, bineînțeles colaborând cu frații noștri, cu cei care sunt puși de Dumnezeu să ne conducă. Pentru tineri avem tendința să ne lăsăm preocupați de noutăți, dar trebuie să rămânem zidiți în principiile biblice și să fim preocupați de ele. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea noi ca păstori și să nu mai vedem biserica între 4 ziduri, biserica să se implice în comunitate și să fie centru de influență, chiar dacă nu folosim denumirea de centru apostolic. Dumnezeu mi-a atras atenția din nou
vreau ca această ungere care primiți voi să se reverse în exterior și să aducă ștruții și șacalii, cum scrie acolo în Isaia 43, să vină în împărăția lui Dumnezeu. Și asta a fost o confirmare extraordinară și vrem să creștem acest lucru. Deși se duc adevărate lupte pentru câștigarea de noi teritorii pentru împărăția lui Dumnezeu, biserica vremurilor din urmă este una biruitoare potrivit Scripturii. Vă îndemn să umblăm împreună, având aceeași inimă. Astfel vom vedea slava lui Dumnezeu revărsându-se. Suntem chemați pentru lucrarea Lui și vrem să ascultăm de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Binecuvântez pe toți care se uită și îi provoc pe toți care se uită la Alfa Omega să înceapă să câștige noi teritorii. De câțiva ani, Alfa Omega TV colaborează cu Alen Caron și prin editura proprie i-a tradus cele 7 cărți.